Dinamo a anunțat astăzi 4 transferuri și se pregătește pentru al treilea meci după ce a retrogradat. Pe primele două le-a pierdut. Lazar, Roșu, Buleică și Patriche sunt primii fotbaliști transferați de Dinamo după ce echipa a retrogradat. Dacă suntem aici, înseamnă că vrem să rămânem aici și vrem să facem treabă. Este situația aceasta, că nu avem un președinte. Nu există cineva cu care să comunicăm, să le spunem toate problemele. Dinamo s-a despărțit de Steliano Filip și Ricardo Grigore și caută investitori ca să revină după numai un an în prima ligă. Dacă lucrurile o să revină, o să vină niște oameni lângă echipă care își doresc promovarea, eu zic că nu o să fie problemă. Eu nu vreau să fie faliment, vreau să rămână clubul și dacă nu promovezi din primul an și din al doilea, ai timp să scapi de insolvență, să vină un sponsor puternic. Eu tot timpul în viața mea am fost pozitiv,